Mulți cetățeni se prezintă la punctele de trecere ale frontierei rutiere pentru a intra în țară la volanul unor autovehicule și remorci care au montate plăcuțe cu numere de înmatriculare provizorii sau pentru probă atribuite de autoritățile din Germania sau Ungaria. În situația în care o persoană se prezintă la ieșirea din țară conducând un vehicul înmatriculat în condițiile prezentate, polițiștii de frontieră vor întocmi dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație sau conducere a unui vehicul neînmatriculat prevăzută în codul penal. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră menționează care sunt prevederile legale în domeniu și modul cum se efectuează formalitățile de frontieră pentru astfel de autovehicule. Reprezentantul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră, subcomisarul Corina Teodorovici, vine cu amănunte. În momentul în care o persoană se prezintă pentru a ieși sau a intra în țară, conducând un autoturism, polițistul de frontieră solicită pentru control documentele de călătorie, precum și documentele autoturismului. În cazul prezentării la intrarea în țară a unei persoane care conduce un autovehicul sau o remorcă, având montate plăcuțe cu numere de înmatriculare provizorii sau pentru probă atribuite de autoritățile din Republica Federală Germania, cât și cele de tip P eliberate de Ungaria, poliția de frontieră nu va permite intrarea în țara mijlocului de transport, pentru că vehiculele respective nu au drept de circulație în România. În situația în care o persoană se prezintă la ieșirea din țară conducând un vehicul matriculat în condițiile pe care vi le-am prezentat, lucrătorii poliției de frontieră vor întocmi lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație sau conducerea unui vehicul nenmatriculat, faptă prevăzută de articolul 334 din codul penal. Prin excepție, se va permite intrarea sau ieșirea din țară a acelor autovehicule sau remorci în condițiile de înmatriculare pe care vi le-am prezentat, doar dacă sunt transportate în mijloace de transport, remorci, trailere. Astfel, în conformitate cu articolul 1, aliniatul 3, articolul 82, aliniatul 2 și articolul 109, aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice din România unui vehicul pe care este aplicat unul din tipurile de plăcuțe pe care vi le-am precizat, atrage răspunderea penală a acestor conducători auto. Plăcuțele cu numere de înmatriculare provizorii, cu caractere de culoare neagră, în care perioada de valabilitate înscrisă în partea dreaptă pe fond galben, eliberate de autoritățile germane, vehiculele pot circula exclusiv pe teritoriul Germaniei. Plăcuțele cu numere de înmatriculare profesionale de garaj, eliberate de autoritățile germane, sunt valabile pe teritoriul altui stat, doar în baza unui acord bilateral încheiat între cele două state, iar între România și Germania nu este încheiat un astfel de acord. Plăcuțele cu înmatriculare de tip P sunt atribuite autorităților maghiare, societăților comerciale care produc, comercializează sau repară autovehicule și nu autoturismelor pe care sunt aplicate, astfel că vehiculele în cauză nu sunt înscrise în circulație în Ungaria. Doamna Teodorovici, se pot da și sancțiuni, amenzi? Potrivit aliniatului 4 din articolul 334 din codul penal, pedeapsa aplicabilă este închisoarea între 6 luni și 2 ani sau o amendă penală.